Stimate domnule colonel Jerzy Jankowski, este o onoare pentru noi să vă aflați alături de întreaga comunitate șibleoană. Recent ați reușit să facilitați înfrățirea dintre orașul Șibleu Silvaniei și Ciuf și vă mulțumim încă o dată și pe această cale. Aveți cuvântul. Invited guests, dear ladies and gentlemen. Dragi invitați, dragi doamne și domni. It's not easy not to cover at least a part which was said by my previous speakers. Nu este ușor să acopăr o mare parte din ceea ce a spus predecesorul meu, antevorbitorul meu. Nevertheless, staying in light of this big tragedy which happened in light of Holocaust, I think everything will be written harder in our hearts, even it is repeated in my speech. Nu este ușor să ținem la lumină ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului și să aducem în fața dumneavoastră acest eveniment. First of all, let me begin off by thanking all the organizers of today's event for the initiative and effort put onto organizing the celebration of the International Holocaust Remembrance Day. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc organizatorilor pentru acest eveniment și pentru că marchează cei 75 de ani de la eliberarea lagărilor. This event also commemorates the 75th anniversary of the liberation of the cruel symbol of suffering and genocide, which became the Nazi German concentration and extermination camp of Auschwitz-Birkenau. De asemenea, acest eveniment marchează și eliberarea unuia dintre cele mai negre episoade istoriei, eliberarea lagărului de la Auschwitz-Birkenau. I would like to thank you for the opportunity to be present in this unique museum. Aș vrea să mulțumesc pentru ocazia unică de a participa astăzi la acest eveniment, o ocazie unică în acest muzeu. A former Jewish synagogue serving today as a special place of remembrance of everyday life, but also of a cruel fate experienced by the Roman citizens of the Jewish origin. Aceste sinagogi marchează locul de comemorare a comunităților evreiești care au trăit. Ladies and gentlemen, I'm staying in front of you as a representative of the country which in a special way experienced the ferocities of war and occupation. Dragi oameni, dragi oaspeți, stau în fața dumneavoastră ca și reprezentant al țării mele în privința ferocității ocupării acestor teritorii, în privința nemților. In the territory of which the drama of millions of innocent people was taking place since September the 1st, 1939. Because they were Jews, they were Slavs, or they were Roma. Erau evrei, slavi, romani. They were named by word subhuman, as defined by Nazi propaganda. Erau numiți de către cei din propaganda nazistă ca și suboameni. I'm staying here as a representative of the country onto which occupied territory, Nazi Germans built a whole machinery aimed to destroy entire nations. Stau aici în fața dumneavoastră ca și reprezentant al țării în care naziștii au ocupat o mare parte din teritoriu pentru aceste activități atroce. Which, in unprecedented way, was experienced by the people of Jewish and Roma origin. Într-un loc în care aceste evenimente au fost experimentate de către evrei și romani. Although 75 years have passed since the end of this largest crime in the history of humanity, its size is still terrifying. Chiar dacă au trecut 75 de ani de la aceste evenimente tulburătoare, încă se simte că le trăim și acum, în ziua de astăzi. Let's remember that Auschwitz was not only one liberated on 27 January 1945 by the Soviet Army. Să ne amintim că nu doar Auschwitz a fost eliberat în 27 ianuarie 1945 de către
We need to remember that there were also dozens of other similar camps, including Treblinka, Majdanek, Belzec, Sobibor or Chełmno. Să nu uităm că au fost și alte locuri, alte lagăre care au fost eliberate tot în aceeași dată. In which merciless extermination of millions of people was carried out by industrial methods, including as many as 6 million Jews brought there from all over Europe. Să nu uităm că 6 milioane de oameni au fost exterminați din toate colțurile Europei. Half of those murdered were Polish citizens, around 90% of whole Polish Jews population. We need to also to remember that during the Second World War, over 50 million people were victims of this Nazism and fascism. It seems unbelievable today how a man could allow such a wave of hate towards a man only because of the different race, belief, orientations or ideas. Este de necrezut cum astăzi un om ar putea să permită, din cauza urii, să se întâmple așa ceva atâta milioane de oameni. Today it's hard to believe how one could allow the creation of closed ghettos in towns and cities. Este greu de crezut că astăzi cineva ar putea permite realizarea acestor ghettouri în atâtea orașe. Spend Jews into them as into animal farms and watch how they die of starvation. Este de necrezut cum evrei ar putea fi închiși în aceste lagăre, în aceste ghettouri de foame și de maltratare. As a dramatic curiosity, I can mention that 450,000 Jews in Warsaw. Aș putea spune ca și un lucru de cultură generală că peste 450.000 de oameni din Varșovia, which constituted around 30% of whole Warsawian population, care au constituit 30% din populația Varșoviei, were gathered in place of the size of 2.5% of whole the city. Au fost adunați într-un loc de 2.5% din întregul spațiu pentru oraș. We would like to believe that this cruel Holocaust experience will never happen again. Ne place să credem că acest lucru, Holocaustul, nu se va mai întâmpla niciodată. And that the humanity has drawn the right lessons from the past. Și că umanitatea a învățat o lecție grea acest eveniment, aceste întâmplări. That is why it is so important to cultivate memory. De aceea este important să cultivăm memoria. Create sensibility. Să creăm sensibilitate. And resistance to false actions. Și rezistență la acțiuni de asemenea fel. That do not bring solutions to the contemporary challenges. Să aducem soluții la nivelurile contemporane. And may lead to the return of the demons of the past. Și să nu ne întoarcem la demonii trecutului. This is important especially today when attempts are being made to undermine history. Aceste demersuri sunt importante astăzi când încercăm să ne amintim istoria. In order to achieve specific political goals. Mai ales când e vorba de scopuri politice. When antisemitism is camouflaged with other philosophies. Când antisemitismul este camuflat de alte scopuri, alte politici. When nationalist moods are fueled and authoritarian views are promoted. Când legăturile naționale sunt promovate. Dear ladies and gentlemen, coming to the end of my address. Dragi oaste, dragi doamne și domnilor, ajungând la finalul discursului meu, let me, on behalf of Chargé d'Affaires of the Embassy of the Republic of Poland, dați-mi voie ca din partea ambasadei Poloniei, din partea Poloniei, Polish Institute in Bucharest and the Office of the Attaché, Defense Attaché, din partea Institutului Polonez din București, din partea atașatului militar, to thank the organizers of this event, namely Mayor of Chełmno, Mr. Czurkasz.
Să mulțumesc organizatorilor acestui eveniment, în principal domnului primar Septimiu Țurcaș. And the director of the Holocaust Museum in Northern Transylvania, Mr. Stejeran. Și domnului director al Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord, Daniel Stejeran. We are very glad that this event undergoes under the patronage of the Polish Embassy. Suntem foarte fericiți că acest eveniment este sub patronajul ambasadei Poloniei la București. And we are very pleased that we are able to support this event with the exhibition. Și suntem foarte bucuroși că am putut să sprijinim acest eveniment cu expoziția. Talking about one of the very dramatic, shocking fates of the Polish family. Vorbind despre situația dramatică a unei familii poloneze. Of Victoria and Josef Ulm. Despre Victoria și Josef Ulm. Who during the Second World War were ones of the people trying to shelter the Jews. Care în timpul războiului mondial au încercat să salveze comunitatea evreiască, să salveze evrei. From the death of Germans. De la moartea din partea nemților. Because of that, they were. Din cauza asta, ei. They were grabbed, and along with their six children, they were shot to death. Ei împreună cu cei șase copii au fost omorâți. Thank you for attention. Mulțumesc.